Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Invitatul din această seară al emisiunii este Renato Sato, președintele partidului nostru. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bădă prost pentru invitație! Vreau să începem discuțiile de la alegerile din acest an, alegeri și referendum. Săptămâna asta au început a curge listele sau numele candidaților. Până la sfârșitul săptămânii înțeleg că o să fie mai multe nume anunțate ale potențialilor candidați unici, neunici, ai pobiedei, neai pobiedei. Principali, secundari. Da, vreau să discutăm un pic despre asta. Dumneavoastră probabil că știți mai multe decât noi despre intențiile unora, dar mai întâi vreau să vorbesc despre candidatura dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost unul dintre primii care ați anunțat că veți candida la aceste alegeri prezidențiale. Cum o să vă poziționați în aceste alegeri? Doamna Ros, da, eu am declarat că voi candida pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. Și tot timpul am făcut-o sincer în comparație cu alții. La noi, ce spuneau toate partidele în ultimii 30 de ani? Că trebuie să vadă decizia Consiliului Național Politic, alții spuneau că trebuie să adune Congresul, să întrebe permiterea. Eu am spus că sincer voi candida. De ce? Cetățenii Republicii Moldova au dreptul la o viață mai bună. Deci, astăzi, mai ales în situația de astăzi, toți cetățenii din Republica Moldova au nevoie de un candidat care va contribui la unificarea societății și prosperarea cetățenilor. Deoarece și avem noi astăzi. Avem pe dreapta candidatura doamnei Maia Sandu, pe care deschis o susține Occidentul. Aici măcar avem o claritate. Și mai avem niște candidații, să-i spunem. Iarăși vorbesc de dreapta. Pe stânga astăzi nu se joacă deschis. Deci, cine n-ar fi desemnat candidatul unic din partea stângii, o să fie candidatul susținut de data asta, prima dată în istoria alegerilor Moldova, în secret de Federația Rusă, deoarece este război în Ucraina și e cam tăț, o leacă vreau și ei prorosiști, știi cum, dă pe secretul. De asta, dar cum, dacă ei se duc la Moscova aproape deschis? Unii, sau chiar foarte deschis. Unii merg la Moscova, despre care vorbește în presă, alții merg despre care au mers și merg la Moscova în continuare, după care despre care nu s-a discutat. Deci, pentru mine nu e important cine merge deschis la Moscova și cine secret. Pentru mine este important că astăzi, în 30 de ani, s-a demonstrat clar. Atâta timp cât un președinte de țară, mai ales un președinte de țară, nu mai vorbesc de partide politice, este ghidat sau controlat de cineva din exterior, în țară atât timpul e haos. Deoarece fiecare putere mare, fiecare continent e cu interesele lui. Înțelegeți? Și eu cred că cetățenii deja i-au văzut și fac proruși, și fac pro-europeni, și fac ca cei care se numesc pro-europeni. De asta pe mine astăzi eu consider că sunt unicul candidat pentru Moldova, care, la sigur, nu poate fi controlat de nimeni și asta a fost. Exact așa spune și Dodon, că el este pro-Moldova. Încă o dată. Chicu tot spune că este pro-Moldova. Să discutăm cu dumneavoastră. Da. Calm, liniștit. Să discutăm. Nu monolog, dar să discutăm. Corect, să discutăm, doamnă Dorață. Și dumneavoastră, srazu raz, zici că dăm și Dodon, zice. Nu, încă o dată. El spune așa. Doamnă Rață, așa au spus tot 30 de ani. Da. Numai că diferența să spui și să realizezi sunt două lucruri diferite. Înțelegeți? Că astăzi ei o spun, Dodon de ce spune așa și alții? Deoarece erau tăți cu Tamojnii Soyuz la noi, pe urmă început așa încetșor să migreze spre centru și am din cauza lui războiului în Ucraina și pornii de Federația Rusă, ei astăzi o fac pe stataliști. Așa că nu mă comparați, vă rog, cu toate părțile vătămate. Așa, am părțile vătămate. Nu sunt comparații cu ei, eu n-am fost nici la guvernare, nici președinte de țară, n-am fost nici deputat în Parlament. Ați fost primar? Doamna Rață, noi vorbim de puterea, nu vorbim de primăria municipiului, bă, să discutați despre dânsa, dar eu n-am fost la putere. Și de asta eu știu că pentru mine e important, că eu sunt sincer cu oamenii. Eu nu sunt icoană și nu pretind să fiu icoană. Pentru mine este important
ca țara fiind divizată ca niciodată, să fie cel care a să-i unească pe oameni. Ca astăzi, haideți pe bune, îți duci astăzi Maia Sandu într-un sat unde sunt mai mulți vorbitori de limba rusă? Ce? Fără pază n-are și cata. Îți duci și Dodon deci, într-un sat unde sunt, unii sunt. Lumea nu e chiar așa de divizată. Nu e chiar așa de divizată. Ei, doamnă rață. Dumneavoastră vorbiți de satele din Găgăuzia? Sau nu din Găgăuzia, deși și noi n-avem sate la Ocniță, la Brișeni, la Dondușeni, la Rășcani, la Glăie. Vorbesc chiar și sate. Ce vreți să spuneți? Că vorbitorii de limbă rusă sunt automat proruși? Nu, toți? Ei nu sunt proruși. Ei astăzi, mai sigur eu, că nu vor să o vadă pe Maia Sandu, că Maia Sandu i-a mințit, că e pe dânsul i-a îmbrobădit. Cu nou mai, că cine vrea sărbătorește ziua Victoriei, cine vrea ziua Europei. Astea sunt spoturi, nu sunt declarații da. Undeva. Și asta se întâmplă, nu? Da, mă, doamnă, răs, tare se întâmplă. Tare se întâmplă. Că nici nu se întâmplă. Eu, de exemplu, pe data de nou mai în Chișinău și în Bălți, am văzut și de este și de este sărbători. Doamnă răs, ei tot ce fac ei, ei fac pentru a diviza societatea. Și asta au făcut Dodon, asta s-a făcut până la Dodon, și astăzi, cu părere de rău, iarăși o continuă doamna Sandu, că a fost un vot foarte mare anti-Dodon, inclusiv din partea mea. Dumnezeu a primit o susținere foarte mare la alegerile trecute și ei, în loc de cumva oamenii ăștia care au avut o speranță la o schimbare, să schimbe lucrurile spre bine, ei acum înainte de alegeri s-o trezesc. Dă-i două pașapoarte la B2, să înceapă da interviuri în limba rusă, ca cumva să-i întoarcă pe ei. Deci la noi toți devin specialiști în unirea societății doar înainte de alegeri. Da. Dar și s-o ocupa în general, politicienii devin foarte activi înainte de alegeri. Dar pentru că ați pomenit despre B2, dumneavoastră le-ați fi dat cetățenie moldovenească? Eu? Da. Doamnă Rață, eu le-ar fi dat și lor și nu doar lor. Da, cu încă. Pe mine mă doare altceva. Că eu cunosc situații concrete. Când după ce s-a început război în Ucraina, foarte mult, ca să știți, doctori, vorbesc de doctori cu nume mondial, doamnă Rață, necătând că cred că și un chirurg simplu ar fi meritat. Mm-hmm. Foarte mulți vreau eu să plece din Federația Rusă și să vii la noi în Republica Moldova. De ce? Că limba, este o țară ortodoxă și în limba, și în Moldova se vorbește inclusiv rusă, mai ales chirurgii ăștia, savanți care au vârsta de peste 60 de ani, oamenii ăștia, dacă n-au învățat germana, engleză până acum, n-au cum să o învețe la 60. Și foarte mulți vreau să vii la noi. Și ca să știți, mulți au fost întorși chiar de la aeroport. Înțelegeți? De asta eu consider că acest gest a fost făcut strict pentru alegeri și cunosc mai multe detalii, cum s-o negociat și așa mai departe. Ce înseamnă să aveți în vedere să negociat? S-au plătit bani pentru asta? Cum a fost pregătită această acțiune de PR pentru dumneavoastră? Haideți să revenim la alegerile prezidențiale și la referendum. V-am întrebat cum dumneavoastră o să vă poziționați în aceste alegeri. Am înțeles, o să fiți candidatul pro-Moldova? O să fiu candidatul pentru Moldova. Pentru Moldova, da. Și o să fiți susținuți de un partid. Sau nu? Dar păi dacă asta sunt președintele partidului nostru... Dumneavoastră ați spus că alții au zis că spun că o să consulte cu partid, dumneavoastră înțeleg că nu l-ați consultat. Nu, noi am discutat chestia asta, dar eu nu o fac așa cum a făcut-o... Există niște reguli legate de un partid, adică nu poți să ne socotești opinia. Doamnă, chiar dacă e formal, trebuie să consulți partidul înainte de a te desemna, nu? Doamnă, sau dumneavoastră partid este... La noi țara formalităților și birocrației. Păi da, spuneți-vă, partidul nostru este partidul unui om... Dacă ești președinte de partid, președinte de partid. Da. Este logic că partidul își înaintează președintele de partid? Nu este logic. Se înaintează cel mai potrivit candidat. Doamnă Rață. Dar ce fel de competiție aveți? Doamnă Rață. Ce fel de șanse pentru alți membri în partid? Rață. Dacă o să fie unul mai bun, da. Eu sunt gata, eu n-am de gând să șed președinte de partid ca Voronin până la 80 de ani. Eu când o să fie altul... Știți, poate să vă placă. Poate să vă placă. Și Voronin spune că e gata să plece, dar iată, deja prinde... Dumneavoastră, încercați să mă comparați cu toți clienții dumneavoastră. Mai bine spus, pacienții. Clienții nu sunt ai mei. Sunt pacienții dumneavoastră. Pacienții Republicii Moldova. Vașă cumiră, să zic așa. Spuneți-mi, vă rog frumos, care, în primul rând, de ce nu ați semnat pactul ăsta pentru Europa? Doamne, dacă ați fost invitat să-l semnați și de ce nu l-ați semnat? Deci, nici partidele pro-europene care le avem astăzi în Republica Moldova,
care astăzi sunt înregistrate peste 40 de bucăți, nu s-au determinat să semneze pactul pentru Europa. Din ăștia 40 ceva, pro-europenii din 70 ceva, au semnat 12 ori 13. Deci cel puțin trebuiau să semneze 13, până la urmă Șfilat o fugit pe drum, ne dășol. Știi cum? Până la semnare. Cel puțin... În schimb, a ajuns în altă parte, la o altă ședință. Bun, am ușor discutăm și da. Dați-ne lămurile pe pactul pentru Europa. Deci, unde acolo a fost o saleancă care eu până amu nu o înțeleg, doamnă Raț. Iată, spre exemplu, pasul spune, începând de alegerile locale până ziua de azi, Vania Ciban, cu manul este mâna Moscovei. Acolo era și aurul care românii spun, cel puțin presa română e plină. Nu sunt gata să confirm că nu m-am ocupat eu cu investigarea aurului, n-am ce faci. Mă lez că trebuie duși tăs la Costiujeni. Și anuști și așa de pe Ciprot. Anuști ce ne? Aurul local mă refer. Deci, ei sunt pacienți care trebuie încă mișui de cele cu mâini și lor și trebuie o duși încă de câțiva ani în urmă. Așa. Și ăștia au semnat. Nu știu dacă dumneavoastră știți, vă pricepeți în medicină, dacă ei trebuie duși sau nu, adică ei, o acuzație e destul de... Doamne Raz, eu țin minte toată lista și de narcomani cu care am ieșit eu, până ziua de azi am judecat, o secundă. Narcomani, nu spate, o secundă. Numai dacă nu puteți ne arătați certificată. Informația trimisă de organe către cec oficial cu care am ieșit în conferință de presă, unde erau viol, narcomani și mai departe. Nu eu i-am făcut, nu nada. Ладно, проехали. Deci, mai departe, chiar și liderii partidilor care au semnat, doamna Raț, tăți care au ratingul mai mult de 1%, niciunul nu a venit la semnare. Tăți cumva au delegat persoane. Când aud că eveniment istoric și se compară cu pactul de la Snăgov, doamna Raț, pactul de la Snăgov au participat toate partidele care existau la momentul acela în România și au unit eforturile atunci când era clar că sunt cu câteva sute de metri în față. Dar pe seama cui trebuie să spunem? Când noi zicem că n-au semnat toate, iată dumneavoastră personal de ce n-ați semnat? Doamna Rață, dar eu și iscat acolo. Încă o dată. Cum ce? Să demonstrați că sunteți susținătorul integrării Europenei Republicii Moldova. E capes. Hai și vei faci campanie lui așa l-am flat cu Combicorm și consultanțul lor lui Maia Sandu de la președinție, care a inventat pactul ăsta, care cum doamna Stamate a spus clar că nu are nici o putere juridică și ai făcut ca și referendumul pentru UE, pentru Maia Sandu să câștige din primul tur. În condițiile în care dumneavoastră n-ați mers acolo, există suspiciuni că dumneavoastră nu susțineți acest curs european. Doamna Rasa, eu din 2014 promovez vectorul dezvoltării naționale. Nu m-am bagat pe... Ce înseamnă vectorul dezvoltării naționale? Doamna Rasa, dacă pentru dumneavoastră... Credeți că țara asta are resurse interne suficiente să supraviețuiască? Da, eu sunt sigur chiar în resurse interne și capacități pentru astăzi a devenit cel puțin o țară atractivă. Dar așa cum credeți dumneavoastră, hai nu-mi faci nică, asta știi cum, trăiește o familie de bețivani într-o casă răschet și se uită unul peste gard, trăiește unul cu Mercedes-uri, Rolls-Royce-uri, cu femeie modelă, casă, cum, și el crede că scoate gardul și a strească și el ca așa. Haideți să fim serioși. El poate să rămână în casă cu care să răschească. Dar după toate reformele care sunt astăzi la noi, doamnă Raț, eu știu foarte bine că am auzit eu și vorbești pe la Bruxelles, că astăzi Republica e pe dânsă și doare capul de unii politicieni care deja sunt membri UE, cum Ungaria și multe, și încă câteva țări. Și astăzi, după toate eșecurile noastre... Domnul Sate, noi nu punem semnul egalității, cel puțin eu, între un partid politic și în vector un obiectiv de integrare europeană al Republicii Moldova. Iar obiectiv. Lucru... diferite, lucruri absolut diferite. Dumneavoastră nu sunteți pentru integrarea Uniunii Europeană. Doamne Rasu, eu niciodată n-am promovat nici cădem în Tamojenii Săius, nici cădem în Europa. Deoarece astăzi eu nu cred că alegând un vector, cum au făcut-o toate partidele până amun, asta soluționează problemele Republicii Moldova. Nu există așa ceva. Domnul Sat, spuneți-vă, iată... nu vă place comparația, dar eu am să fac. Doamne, același lucru spune. El nu spune, haideți în Tamojenii Săius. El deja asta nu spune. Stop. El a spus. El deja nu spune asta. El spune, haideți să construim Moldova aici. Dumneavoastră, nu mă comparați asta cu putanile politice. Hai să construim Moldova aici. Nu mă comparați cu putanile politice. Că el a fost o leac și prarăsit. Azi, dacă Dodon, îi dai vă două culoase, a este asta piască pentru integrarea europeană, că voi să ședeți, să zbușiți cu TSTV-8-ul jurnal. Ne-ați adus un culoc? Nu, asta e ca amintirea jizni Dodon. Sau dumneavoastră vă l-a dat cineva. Cum? Sau dumneavoastră vă l-a dat cineva. Oi, doamnă Rață, такая вы сообразительная, Дедон Филипп. Сын Шеш. Ну, поте донатий.
Doamne rață, deci, încă o dată, și pactul pentru Europa, și referendumul din 2014, eu din 2014 e scris în statut și vectorii dezvoltării naționale și este încă un lucru important. Că din 2014 noi, nu făcând nici dreapta, nici stânga, cerem un referendum național. Cum? Ăsta care l-a declarat, l-a inițiat doamna președintă Maia Sandu. Și am spus clar, rebet, n-are și decide nici Dodon, nici Maia Sandu, nici Usată, nici Filat, nici Plăhădniuc, în care parte să meargă Republica Moldova. Cetățenii trebuie să decidă. Este timp destul pentru partenerii de dezvoltare să-și demonstreze capacitățile. Și direcția care a să o leagă cetățenii, în acea direcție, doamna Rață, noi trebuie să mergem. Dacă tot spunem, că ei tot spun că slujile poporului. Dumneavoastră, legat de acest referendum, ce veți face? Încă o dată. Deci, și am spus că politicienii trebuie să respecte voința poporului. Dar referendumul din toamnă este organizat, inițiat de Maia Sandu pentru a-i asigura încă un mandat de președinte. Și nu este problemă că l-a inițiat Maia Sandu. Cum l-a inițiat și când l-a inițiat? Doamna Rață, referendumul ăsta trebuie făcut. Înțelegeți? Dacă dumneai ei chemat toate partidele politice la masă. Ребята, так, Воронин, tu de câți ani vorbești de referendum? De când erai în Райком партии? Trecem cu așa. Dodon, de referendum vorbești de nu știu câți ani, așa. Da. Usate, la tine din 2014. Și noi, iată, vrem ca să nu mai fie speculații și să suflicăm mâncile, să ne apucăm de lucru. Adunat toate partidele, toate partidele după asta aveau să iasă și să îndemni cetățenii la participare la acest referendum. Da. Și noi după asta, toți politicienii din țară ar fi obligați să îi executăm, să executăm dorința cetățenilor. Domnul Sata, Maia Sandu, cum a făcut-o? Deci dacă dumneavoastră îl inicia în primul an de când era în mandat, într-a doua, într-a treia, după președinte, așa e corect, domnul Raz, dar la noi nu, totul s-a făcut și faci prin manipulări. Noi tot am avut discuții mult timp legate de modul în care a fost anunțat acest referendum și inclusiv foarte multe critici la adresa Maia Sandu că modul în care s-a anunțat despre acest referendum. Da. Și asta o spun aproape toate partidele pro-europene. Înțeleg, înțeleg. Dar întrebarea mea era adresată dumneavoastră. Da. Ok, Maia Sandu are vina ei că nu a gestionat corect din punct de vedere al comunicării modul în care prezintă acest referendum. Da. Acum, haideți să vorbim și despre responsabilitatea fiecărui partid în parte. Da. Putem să spunem că Maia Sandu este vinovată, ne-a supărat pe dânsa, ne-a luat jucăriile, ne-a dus. Da, așa. Sau? Da, putem să demonstrăm maturitate politică și jucăm în jocul lui Maia Sandu. Da, de ce? Vedeți-vă sразу că e fanule, doamna. Da, de ce? Da, de ce? Deoarece? De ce să jucăm? Ce a spus ieri doamna Cristina Gerasimov? Nu știu ce a spus ieri. Vă spun eu, dar ce a spus, dacă n-a spus. Doamna Cristian Gerasimov, că ar fi nevoie încă de un referendum pentru aderare la UE. Atunci și bă, clar decidim. Dumnezeu ieri a declarat acest. Înțeleg. Da, probabil o să mai fie nevoie exact unul în momentul în care să fim pregătiți. Oricum, doamna Rață. Maia Sandu promovează integrarea europeană pe pricolul, cum a promovat-o și Filat, care de dimineață integrarea europeană, drum european, dar noapte de dădea cu țigările și cu spiritul că nu dădeau să descarce mașinile. Lăsați. La noi, cu cât mai mulți pro-europeni am văzut, cu atât mai mult istoria asta a fost distrusă. Dumneavoastră iarăși vorbiți despre, doar despre politicieni, eu vorbesc despre procesele care au loc la Bruxelles. Este un pic diferite, ele sunt legate. Dar care loc, dar spuneți, care procesuri are loc la Bruxelles? Cum care? Ca și de-am început să le dăi în cap, inclusiv pentru șor, că eu mor de râs. Înțelegeți? Că zici, băi, cum faceți voi, nu se poate chiar așa. Fix așa cum a pornit ea, mușt, zilele astea, nebuneala asta, cu lipsa de cetățenii, s-a dus la Bruxelles cu lista de 246 de oameni în cap, ca și așa de cu temperatură în cap. Zici, cum 246 de oameni să-i lipsă? De ce fel de oameni? Sunt 246 de persoane care au venit ei să consulte, pe care ei, în prima tranșă, vor să-i lipsească de cetățenii. Pe cine sunt oamenii ăștia? Doamnă Rață, să întrebați pe și din pas. Nu, ei spun că nu există așa o listă. Da, larnă, doamnă Rață. Nu, cum nu a existat așa care eu avem de jumătate de an și dumneavoastră ați publicat-o. Țineți minte cu lista șor, Plăhătniuc. Ei tot la început negau că se pregătește așa listă. Eu credem, dacă sincer, că eu luat lista șor, eu adăugat pe și la Plăhătniuc și eu dat, așa credem eu. Când m-am uitat pe acolo, adică, ok, eu n-am văzut tot atât. Eu am văzut doar câteva pagini, nu vreau să... Și ce fel de oameni? Sunt politicieni, oameni de afaceri, ce și sunt? Politicieni, și politicieni și jurnaliști am văzut. Și jurnaliști? Și jurnaliști, și oameni de afaceri. Deci, încă o dată, pe mine m-a surprins pozitiv reacția
persoanelor care le s-au dat lista asta, că le zic, băi, nu se poate așa cum faceți voi. Înțelegeți? Adică, pentru mine a fost, spre exemplu, un semnal pozitiv. Dar astăzi, dumneavoastră vreți ca să facem un fel de olimpiade și nu, mai mult se declară pro-european? Eu nici nu vreau să spuneți dumneavoastră ceva. Haideți să ne imaginăm exercițiul de imaginație. Este data de 20 septembrie. Octombrie. Septembrie. Începe oficial campania electorală. Campania. Începe 20 august, ладно. Și iată, lumea întreabă, aceea e da. Ultima sută de metri, da. Și Renato Usată este întrebat legat de dumneavoastră, care e poziția față de referendum? Da, nu, acolo sunt două întrebări. Domnule Rață, e că chiar cum sunt, vedeți, numai două întrebări. Un referendum e rău, sunt două întrebări. La referendum dacă nu sunt ABCD. Și blocuri, care azi mai asandu și din șuboti de astea cojene cu ghișușca la președinție și îi regulează. Și creează partidii pro-europene care nu ies inclusiv din studiourile presii libere, cum ar fi dumneavoastră, televiziunea la care sunteți dumneavoastră. De cine sunt aceste partidii care nu ies din cuvântul ei și din studiourile? Așa e care se declară pro-europene și pe care tipa îi pregătesc. Știi cum? Vor și ei să crească din mort cineva să-l înjie. Deci despre dumneavoastră spunea că ați fost... Păi și-am fost. Păi ați servit-o pe Maia Sandu, ați ajutat-o să devină președinte. Doamna, ați ajutat-o să devină președinte. V-ați dus și-ați dăduit trandafiri după ce a câștigat. Doamna Rață, eu tot ce am făcut, în comparație cu altă, am făcut public. Și eu, fix așa, dacă își greșesc în viață, tot sunt unicul polițian care poate să-și iasă și iară scuze de la cetățeni. Și atunci ați greșit? A? Atunci ați greșit. Da, am greșit. De ce? Eu nu trebuie nici în 2016 să-l ajut pe Dodon, nici în 2020 să votez contra Dodon Smirxandu, deoarece eu de fiecare dată răspund pentru eșecurile cuiva și nu pentru greșelile mele. Deci eu n-am fost la guvernare. Am auzit cineva să vă cere socoteală pentru ce face Maia Sandu în mandatul său. N-am văzut pe nimeni să vă cere socoteală pentru asta. De atâta dumneavoastră și nu ieșiți în stradă, nu uitați. Asta e unică. Chestii care oamenii ne reproșează, care știți, în localități când mă duc, discut și pe rețele sociale și eu îmi zic, scribeat, dacă vă mai ajut cu o întrebare care sper că alți colegi de-a dumneavoastră, mă refer de la alte posturi de zis, nu de, ribet. Se întâmplă cu sate, nu ajungi în turul 2. Așa? Da. Cărușul a găsit un candidat foarte puternic și anoștri, oare o parte îți duc cu Zvezdașca, roșii, alții îți duc cu Europa și o sate nu ajungi în turul 2. Eu mai mult niciodată în viață nu voi susține nici un candidat. Și oamenii se decide și vor să facă ei, înțelegeți? Pe urmă eu trebuie să prinesc în cap, din tăi prindem culoacele lui Dodon, pe urmă tot durdomul de la președinție și de guvernarea PAS, eu prinesc pentru florile galbene. Hătia eu cu flori mă duc la tăte doamnele, înțelegeți? Galbene? Dar ne le aduce aminte numai pe acelea, care le-am dat lui Maia Sandu. Acelea au fost spectaculoase? A? Acelea au fost spectaculoase? Doamne, răs, îmi pare rău că n-am adus azi un buchet de galbene, că pur și simplu am fost la Nigurien și am felicitat pe Nina și a rămas acolo, știi? Și fericită, Nina. A? E fericită, Nina. Am fericitat-o cu ziua de naștere. Bine, v-am promis că nu discutăm despre Nina azi. Da. Dar eu insist pe întrebarea cu referendumul. Da, bă. Da sau nu? Și da sau nu? O să mergeți la referendum? Asta pentru mine nu este un referendum, încă o dată. Asta înseamnă că Renato Satăi nu va merge la acest referendum. O, maladies. Dar mai puneți o virgulă cum faci TV8. Aha. Asta ar însemna cu Satăi în mâna Moscovei. Așa-i? De ce? Nu, apașa fac știrile la voi. Nu, probabil că mulți o să creadă anume așa. Nu, căruci, doamna Rață, dar eu m-am săturat să demonstrez ceva cuiva. Înțelegeți? E că sunt oameni care sunt obligați să o demonstrez, dar eu nu mai vreau să-i demonstrez. Nici capacitățile, nici experiența. Fraza pe care am spus eu este adevărată sau nu? De asta puteți să pronunțați așa o propoziție? Eu nu particip în jocurile lui Maia Sandu, că haideți, poate, în general, să nu merg la prezidențiale și deodată să merg să cerca Maia Sandu să câștigi din primul tur, așa? Că asta e scopul lor. De ce? Cum de ce? Dar pe asta este același proces. Acest referendum este inițiat cu tot cu pactul pentru Europa, pentru că o să ajute pe Maia Sandu să câștigi din primul tur. Ok, dar dumneavoastră credeți că dar cineva votează pe dumneavoastră? Dar eu nu vreau să câștigi nici Maia Sandu, dar nici nu ne întoarce să învie vreun Dodon la putere. Asta vreau cetățenii să o înțeleagă foarte clar. Dar dumneavoastră când vă poziționați așa, este că oamenii care sunt pentru acest referendum sau pentru integrarea europeană, n-ar trebui să voteze pentru dumneavoastră. Fiecare om l-ați gândit și vrea. Trebuie să luăm publicitate. Vreau după asta să revenim să discutăm despre cealaltă întâlnire sau celelalte propuneri care vi s-au fost adresate de a participa la
întâlnirea organizată de Natalia Morari și la care dumneavoastră n-ați fost. O să ne spuneți de ce n-ați fost. Zavidu-te ori. Ce, că v-a invitat? Nu, zavidu-te că n-am fost. Ori... Dar eu nu sunt politician și nici partid n-am. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim. Am revenit în studio. Vă amintesc că invitatul din această seară este Renato Satu, președintele partidului nostru. Înainte de pauză spuneam că haideți să discutăm și despre o altă întâlnire la care ați fost invitat și tot nu v-ați dus. Aha. Cea organizată de, ajutați-mă să formulez corect, de cine și cum? Dar nu spuneți dumneavoastră, eu nu понимаю, ce am vă găriți. Să fac și eu cum o faceți dumneavoastră de multe ori jurnaliști în studio. Spuneți la care din întâlnire vă referiți și eu vă răspund dacă am ce vă răspund. Întâlnirea organizată de cei care vor un candidat unic pe centru stânga. Pe dumneavoastră cine v-a invitat? Care din întâlniri vă interesează pe dumneavoastră? Dumneavoastră cine v-a invitat la întâlniri în general? Deci întâlnirile au fost mai mult. Care dintre însele vă interesează? Întâlnirea organizată de cine? De Natalia Morari. Așa, păi, ce tak strașnă prăznicimea Natalia Morari? Până la urmă, o născut la Platon, nu de la dinozauru. Și adică, căruce, da, eu nu m-am dus la această întâlnire. De ce? Eu m-am dus că eu am spus că sunt persoane care eu nu pot să-mi permit să stau la masă. Nu pot, domnule. Dar cu cine nu puteți dintre cei de acolo să stați la masă? Spuneți, vă rog, cum stau eu cu Dodon sleva și cu Filat sprava și discut cu candidat comun? Care dintre noi și vă deranjează cel mai tare? Doamna Ras, dumneavoastră profesional a provocat așa, înțelegeți? Adică eu mușcă n-a să-i dau, a pe urmă să-mi dați o listă de amenzi de la... Nu jurați. Da, nu, dar dumneavoastră m-a întrebat despre oameni despre care nu pot să nu jura. De asta și vă spun că dumneavoastră tare profesional mă duceți. Dar cum oamenii ăștia s-au așezat la o masă? Dar e că eu nu pot să mă așez cu Dodon și cu Filat și să discut candidat comun. Dar cu Chicu puteți? A? Cu Chicu puteți? Separat? Nu, să vă așezați la o masă. Nu cu ăștia doi, dar cu Chicu. Și cu Manu puteți? Încă o dată. Cu domnul Chicu este unul din puțin politicieni care câteodată mai comunic. Deoarece el, cât a fost prim-ministru, a fost unicul prim-ministru în istoria Republicii Moldova, în mandatele de primar de Băscar-Lemut, care Dodon îi spune, blochează usatii, nu răspunde la solicitări. Primărie, încă o dată, nu am ele personal. Uh-huh. Chicu, eu îl respect pentru faptul că el nu a fost manipulat atunci de Dodon și a zis, usat, e primar și eu colaborez cu toți primarii. Da, Manu lui Ion Ceban. Da, și cu Manu. Cu dânsul, v-ați așezat la masă? Da, pentru ce să mă așez? Încă o dată, dar nu vreau să mă așez cu nimeni. Nici cu tusovca asta pravă, că acolo în general e un gangbang evropeschi, știi? Dar pe stânga e etajă zbornă. Aceiași care au semnat pactul pentru Europa de dreapta și de-am întâlnit și au început să vădească două zile. Iată, eu nu înțeleg, spre exemplu, și domnul Chicu a catat. Acolo a semnat pact pentru Europa? Da. Dar aici e как бы... Как бы ce? Ну, короче, непонятный кружок. Deci, dumneavoastră, ca să înțeleg, credeți că această a doua gașcă? Nu gașcă, сразу гашка. Гашка – это бригада, может. У меня сначала это сномито кумба гашка, и для этого я начерксы. Еле сдиферите. Еле сдиферите? Экипа. И бине? Интрунире. Не можете забыть мораль, верну за лечи. Ну, у меня ставят к сантец фарте. Да, ну, при чем тут? Там директор... Ну, целец, что Платон, ну, есть он динозавр, да, чин есть Платон, да, кану динозавр? Ну, да, ярау динозавр, динозавр. Я могу там директор динозавр. Да, че Платон и динозавр? Ну, nu știu cine este. Cine este el? Dar și dinozaur? Nu e dinozaur, are cap de om. Nu, apoi asta așa am spus, că fiecare naște unde poate. Și mănășim. Nu, aceea nu este despre faptul cine și unde naște. În general, despre vorbesc. Ce, doamnă Răz? Nu, dar nu, de ce să facem, să intrăm peste astfel de... Bun. Subiectul nu e despre bun. Asta. Despre asta. Doamna Morari... Și nici măcar despre doamna Morari. Era vorba despre Morari întâlnire. Doamna Morari e chemat pe tăs. Da. Eu la întâlnirea asta, nici la prima, nici la următoare, nu m-am dus. Din cauza unor persoane. Comand, dacă era Man, Chicu, continui lista. Platforma, da. PAS, PCRM. PCRM comuniști. Care am uitat? Liberali. Căruce, eu știți ce ar discuta cu toți? Și cu cei care au fost la o întâlnire și cu alta. Eu ar discuta, doamnă Rață, un pact pentru Moldova.
Am înțeles. Unii scriem un guvern, conform specialiștilor, are partidul lui Gligor, un specialist, da, tot cum, care merită să fie ministru, ori șef de agenție, пожалуйста. Deștia oameni au și socialiști, și pasul, Lepcă Puțintiei. Domnul Rațu, fiecare să-și asume o direcție care el în stare să o ducă, da? Ia că pasul, sigur, că trebuie să iei Ministerul de Externe și Integrării Europene, așa e? Că îți prezint. Lași ei roză, Violer și da, da cine, cu ce să iau. Dar cine trebuie să aibă Ministerul de Integrare European dacă noi vrem să construim niște acasă și întrebăm Integrare Europeană? Nu, stop, noi avem azi anumiți miniștri, anumite funcții. Doamna Rață, eu când m-am întors anul trecut la începutul februarie, când era clar cu toate problemele interioare, guvernul Gavriliță pleacă, eu am ieșit cu o propunere oficială către doamna Sandu. Doamna Sandu, chemați, vă rog, toate partidele, așa cum ne-ați chemat pe toți când s-a început război în Ucraina, și haideți, vă rog, să discutăm un guvern din toate partidele, în afară de Hoțomani. Da, eu îmi amintesc. Și nu a fost susținută ideea din asta de a crea un scandal. Dar nu a fost susținută. Vreau să revenim la aceste întâlniri Doamna Rață, eu merg la prezidențiale cu două obiective. Prima, dezolvarea parlamentului și alegeri parlamentare anticipate. Dar despre obiectivele dumneavoastră de campanie electorală o să vorbim când începe campanie electorală, neapărat să fiți invitat la noi. Clar, pentru ce mă duc. Vreau să revin la această întâlnire pentru identificarea unui candidat unic al centru stânge sau stânge. Mie îmi este greu să-mi dau seama cum corect să formulez. Da. Până la urmă o să fie un candidat, dumneavoastră vedeți configurarea unui candidat din aceste întâlniri. Uitați-o care au loc. Iarăși. Și unde urmează problema el să fie identificat? La Chișinău sau în altă parte? Problema nu e în întâlnirea organizată de doamna Mărare. Doamna Mărare cred că le-a făcut o capcană. Că după asta, în caz că n-ați și bun candidat comun, e după asta zic, voi sunteți toți niște obosâți, eu merg în politică și candidez eu singură. Asta credeți e varianta 1. Candideză? Da. Dacă încă o dată nu o să fie identificat. În caz că ați fie, care e problema acolo și e mai mare? Nu în doamna Morari și nu în unele persoane care au participat. Majoritatea persoanelor care au participat și la ședința aceea pravă și asta levă, sunt persoane care trebuie să ducă undeva pe hotare și ușoară o probare. Fix așa cum Dodon imediat după întâlnirea de ieri. Asta cu... De la 9 dimineața. Da, asta levă. Deci s-a suit în avion și tipa la Sankt-Peterburg, da, de sară la Moscova, a să facă văzdușnă dehatină upravență sub masă. Că șor acolo merge cu un candidat, la Rușă încearcă să-i convingă pe Rușă, băi, iată, este una. Da. Altul la Rușă, cum ar fi Irina Vlach, ei în documente din iulie anul trecut rămas. Candidatura ei nu a fost anulată, ca să știți. Da, nici nu s-a înaintat oficial. Păi ce-am tot înaintat-o cu și s-o decis peste hotare? Deci, și a treilea candidat, Dodon, nu, că haideți unul neutru, așa mai departe, că el nu vrea să o susții pe Vlach, deși că Vlach își face partidul. Ești după asta îl mănâncă până la parlamentare și el din curcan prăjit a și desinflat cu tătul. Și el nu, și de asta, deși Dodon insistă la un candidat apolitic. Nu de atât că e mare patriot și pe bune vrea un candidat care câștige la Maia Sandu. Din cauza că ăsta politic nu-i prezinte lui pericol pentru parlamentare. Că el azi are negocieri cu pasul bine mersi. Și credeți-mă, după 7 coaliții în raioane, unde au făcut pasul cu PSRM, obiectivul la ei numărul 1 să fie coaliția PAS-PSRM și în parlamentul viitor. Și deci iau astăzi deja mai multe negocieri cu Dodon, mă refer la PAS, Partidul de Guvernare, cel pro-european care vrea și Europa și referendum, e deja au mai multe negocieri cu Dodon decât pentru integrarea europeană, ca să înțelegeți. Ce înseamnă decât pentru integrarea europeană? Am direct pentru integrarea europeană, ei consumă, spre exemplu, 3 ore pe zi, dar prin negocieri cu Dodon 3,5. Asta și atât dintr-o coaliție cu Dodon ce o să iasă? Nu, un guvern pro-european? Nu, un guvern acolo sub... Nu, ea să povestească că salvează Moldova, și estul cu vestul să fie platforme de colaborare. Și nu știu. Dar eu nu vreau să mă gândesc cum ea să vândă. Da, domnul Sat, nu v-ați gândit la asta. Dacă PAS într-adevăr negociază cu... Nu, dacă întrebări, precis. Bun, mai multă lume spune asta, eu nu știu. Ei nu confirmă oficial că au aceste negocieri. Gros odată numai s-a scăpat cu vorba, deci dacă are problemă să colaborăm cu dânși, chiar că în raioane la noi s-au prinit. Da, dar n-au zis că o fac. Deci, dumneavoastră, nu vă puneți întrebarea că de ce PAS-ul ar discuta cu ei, dar, de exemplu, nu discut cu dumneavoastră. Poate că fie. Sunt aproape sigur că dumneavoastră nu veți intra în viitorul parlament sau veți fi prea puțini, cu prea puțini mandate în viitorul parlament, n-are rost, sau îți pare că sunteți mai toxic decât Dodon.
Domnul Rață, haideți să întrebați pe Dăș. Dar dumneavoastră cum credeți? Eu sunt gata să fiu pentru PAS, mai ales pentru condusia lor, după toate mizerile care ei și-au permis în ultimii ani în adresa mea, eu sunt gata să fiu cel mai toxic, dar Dodon și Băladân și samăi amornăi curcan. Înțelegeți? Adică nini totul n-aș fi credeți. Care se duc în Parlament, încă o dată, după ce s-a permis anul trecut, când a fost scandalul cu gazul și când eram în studio la dumneavoastră, să iasă ei din tăie și spui că eu destabilizez țara când am scos eu cu piața paralelă pentru a destabiliza în interes Kremlinului. Pe urmă, după ce s-a permis unul care se numește Grosul, și problema nu e că el e Grosul, dacă e președintele Parlamentului, după ce am scos video-ul cu păcura îngropat la termoelectric și a zis că noi știm care turn din Kremlin i-a dat lusat video ăsta, iar pentru destabilizare. După așa nerușinați, e pentru mine oare curcanii, oare ești din PAS? În PAS sunt oameni normali, sunt și câțiva în Parlament, să știți, și sunt foarte mulți raioane, ca și la socialiști. Nu credeți că toți socialiștii și toți pasiștii, ei sunt, pur și simplu, la ce nu prea le dă voie să vorbească, nu prea voie să fac ceva și mai departe. Dar ei pentru mine au devenit adinacăvei. Și dacă credeți că scopul nostru la parlamentare, partidul nostru să intre și să șed eu, cum plaha și făceai pe timp, filat într-o anticameră, și două pădruși, ei arătau publica TV ca să-i sară ochii. Gimpu de-a mea era bogat în alt anticamere, Marian Ilici Lupu băl săglasă în avșo, și dintre trele, și plaha și făcea cu dânșa. Și de vorbi pe speaker cu același Voronin și spune, tak, rebeat, dacă nu-mi dați uslovnă procuror general, ori încă vreo două agenții, șef de califerat, eu mă duc cu comuniști în coaliție. Obiectivul al meu și a partidului nostru nu să ajungem în Parlament și care să ne dea mai multe ministerii, agenții sau nu știu, cu așa la sfârșit nu. Eu v-am spus, ideal trebuie de făcut, azi trebuie de introdusă starea de urgență în economie, doamna Rață, înțelegeți? Că țara la noi se duce pe râpă. Ia că azi la ce trebuie de gândit. Da, de acord. Legat de câte și cine și ce funcție vreau, da. Mi-mi plac tare, tare discuțiile astea cu deputat, cu colegii din opoziție. Așa. Și îmi place după asta să revăd aceste imagini cu ei când ajung la putere. Doamna Rață, diferența între mine și alții, nu știu. Că în arhivă voi aveți o secundă. În arhivă dumneavoastră aveți toate participările mele din 2015, când am călcat prima dată în studio. Dar încă nu v-am văzut la putere. Da. Uh-huh. Iată, dacă să-mi permit, eu v-am spus, luați-mi, dați cu un pahar în cap, că eu nu, încă o dată, doamnă Rață, eu sunt omul care își asumă, știi ce vorbești. Mă tem că atunci n-am spus să vă dau cu un pahar în cap. Dar puteți să-mi dați cu un șomagă în cap, doamnă Rață. Mulți bodyguards o să aveți în jurul dumneavoastră. Doamnă Rață, lăsați-mă, vă rog. Bodyguards au funcție pentru altcineva. Vreau să trecem și la alte subiecte. Apropo, dar aveți bodyguards? A? Aveți bodyguards? Da. De ce? Doamna Rață, din oare și pentru zis, cu părere de rău, ne s-au făcut mai multe provocări, eu nu-i am pentru cetățeni. Ați văzut vreun scandal cu bodyguards lusate? Oare ați văzut un video să-mi deschidă ușa? Oare să-mi pingă... Nu, nu, să înțeleg ce fel de pericole Au fost unele amenințări și de asta... Pe interiorul țării, de la persoane din Republica Moldova? Nu. Ruși? Nu. În primul rând, războiul cu serviciile rusești. Asta vă este puțin? Asta nu e motiv? Nu știu eu cum sunt serviciile rusești. Asta știți mai bine, eu nu cum... Da, știu mai bine și de atât. Bun, da. Asta haideți să revenim la candidat. Da. Ultima întrebare pe subiectul ăsta. Da. La Moscova săptămâna asta, pe sfârșitul săptămânii, Șor și-a adunat echipele. Da. Nu, și pe Dodon l-a chemat încolo ca să-i așeze cu dânșul la masă, ca să stabilească. Mărghii le dă voi la tăți să meargă separat. Da. Adică, voi duceți-vă fiecare cum vreți și vedem cine intră între doilea tur. Oare totuși obiectivul numărul 1 care a rămas la Moscova, totuși să meargă cu 1. Și adică și iasă... Dodon să susțină pe acest 1. Sigur. Și nu doar Dodon Șor, dar și alții, pădăștiți, dă să-i lăs, nu-i spare că minim aranjează candidați care îi discută. Ce candidați îi discută? Doamne Rață, dați câteva nume. Spuneți, care sunt? Doamne Rață, nu vreau să-i divoc, minim aranjează. Chii sunt, doamne ferește. Nu-i de ochi, din potrivă, îi încurajăm să-și alegeți. Nu, doamne Rață, nu vreau. Cine spuneți nume, vreau câteva măcar. Eu pot vă spun așa, că... Din așa 7 de acolo, eu pe cine și nici nu le-ar da voie să stai pe scară să n-ai vândă cireș, înțeles? Adică, pe minim, căruci, doamnă Rață, eu am interesul meu, astăzi, dar cel mai important, există interesul național
la care eu țin foarte mult. Și de atât de să îi lăs eu să văd eu cum să îmbrămâdesc. E că eu să ies primul. Și ați vă dau, dau și candidatul de bază și candidatul zapasnoi a lor. Dar... Ce înseamnă zapasnoi? Nu, că vă dați seama că trebuie să fie și alți candidați înregistrați în caz că se exclude unul. Înțelegeți? Să spomeniți pe Natalia Morar că ar putea fi candidat. Iar fi candidat cui? Nu, precis, nu e a Moscovei, nici a Occidentului. Adică asta o știu. A cui? E? Da. Da cui poate ceva? Păi da cui? Nu știu, întrebați-o pe tânsă. Dar dumneavoastră cum ați crede? Morar? Da. Eu... Este evident că de mult timp vrea să meargă în politic și scopul ei sunt alegerile parlamentare. Dumneavoastră, к чему меня подводите? Ca spun că o susține ori nu tata copchilului. К этому вы меня ведете? Eu bănuiesc că ea nu s-ar putea porni fără bani, nu? Într-o campanie electorală. Așa, например, și? Păi, și cine ar susține financiar? Dar păi dumneavoastră, Conchela Gonța, nu merge așa variant. Nu cred. Atunci ați rămâi numai Platon. Dacă dumneavoastră spuneți că tăți ați refuzat, să înțelegeți cum adică... Dumneavoastră n-ați susține. A? Dumneavoastră n-ați susține. Eu nu mai susțin niciun partid, domnule Răț, am spus clar. Dar nu partid, om. Куда-то? В смысле ом? Păi, Наталья, есть ом. Ну окей, есть и ом, шо. Вам треб, надо сустеню. Ка есть кандидеза, да. Дать мне, у нас спорить, как и ом. Да, да, как речь, дезем, тур 2. Куда-то? Я тур 2, ну сусын. Окей, ам интерес. Хадец, тречем на алт субъект, легат дебелц. N-am să vă întreb foarte mult despre treburile interne de administrare a Bălțului, dar primele întrebări care îmi vin mie în cap, uitându-mă la ce se întâmplă în Bălți, așa, ce vedem noi, da, oamenii de departe de la Bălți, este că orașul Bălți tot mai mult se asociază cu Ilanșor și cu echipa lui. Asta potlugarii ăștia care vin la dumneavoastră în studio pro-europeschi. Nu, domnul Răs, hai lăsați voi povestea. Haideți să ne uităm cine organizează evenimente la Bălți. Așa. Publice mari. Așa. Vreau să vă spun că Șor organizează mai multe decât primăria Bălți. Așa? Da. Că Șor are și le organizează... și cheltuie în tăți țara. Asta e problema lui satei? Nu, uitați-vă. Oare pasieștilor voștri care șed niște obosâți, că Șor de-a mirat tochit, varit și conservat. Haideți să ne unde le organizează. Unde organizează astfel de evenimente Șor? După și pasul, obiectimizatul pe Tauber, și чуть-чуть сняли, чуть-чуть вернули назад. Iar pas. Fiecare dar stați oleac, dar pe cine conduci țară? Okay, iar pas. Ok, pas este vinovat pentru faptul că Șor și echipa ați lui în țară stă în pușcărie. Dar Bălți da. Este administrat de primarul care este... Din partea părinților, așa. Exact. Da. Șor organizează evenimente mari, publice, da. În foarte mari control. A, voi și cartincă, voi v-ați pregătit. Da, în, așa. Da. Da, în, asta e evenimentul lor din 2 iunie. Din păcate, nu, asta e de iarnă. Din păcate, n-am putut să le dăm pe cele mai noi, pentru că în timp ce descărcam imaginile da. De pe așa. Facebook, a fost blocate toate paginile da. Oamenilor din echipa lui Șor. Bun, da. Așa. Ei organizează în 3 localități evenimente da. Mari. Asta este Orhei, da. Care le aparține. Da. Da. E cum le aparține, în sens da, că administrația. Da. Asta este Găgăuzea, Comratul da. Și asta este Bălțul. Dar păi le-ați numit, orașele cele mai mari din țară. Vreți să ducă la Vulcănești cu o populație foarte mică, oare la Ocneț, oare încă o dată. Pe mine nu mă interesează că... De ce nu la Ungheni? Ungheni tot este în oraș? Dar de ce mă întrebați pe mine, doamnă Rață? Dumneavoastră faceți propagandă foarte murdară, eu vă spun. Ce înseamnă propagandă murdară? Eu vă spun, dumneavoastră faceți propagandă pas, că asta vor ghești. Bolnăjorul de Gligor la dumneavoastră, cu satii, au vândut... Domnul Sate, spuneți-mi, vă rog frumos, da. Ceea ce am zis eu nu este adevărat? Că am ei organizează rog, evenimente în aceste trei localități. Și are Usatei cu asta ori Petkov ca primar. Dumneavoastră, cunoașteți legislația Petkov că înainte... Ce are cu asta? Da, dumneavoastră nici legea nu cunoaște, doamnă Rasă. Spuneți-vă, știți că înainte... Dumneavoastră, cum credeți? Să obțin... Vrea să organizeze în Chișinău evenimente. Întrebare, stop. N-a putut. Doamnă Rasă. N-a putut. Doamnă Rasă, încă o dată. Da. Deși în Chișinău pasul a blocat evenimentele ușor, da. Eu întors artiști la aeroport. Țineți minte, da? Kirkurov, da. Care din arendă de la Dodon s-a mutat la Șor. Și restul. Dar în Bălți nu știu de ce artiștii ajung. Pentru că sunt locali. Sau europeni. Adică sunt locali. Sau nu vorbesc europeni. De artiști internaționali, stăiați. Sau, da, din Occident. Nu, mai departe, dumneavoastră știți da. Că conform legii, cum au făcut și la Chișinău ușor, de câteva ori, și cum faci și Bălți și în alte localități, azi la primărie dumneavoastră știți că se dă uvedomlenie. Nu înainte. Înainte eu, când facem timpul comuniștilor,
un eveniment la Bălți, încă nici nu eram în politică, n-am făcut monumentul Vysotsky, dacă nu greșesc. Ar trebui să scrie cereri care trebuie să fie aprobate. Da, eu știu că acum nu mai este. Am o înștiințare care merge și la primărie și la poliție, deci acum dumneavoastră... Domnul Sat, dumneavoastră credeți că Șor n-a încercat să organizeze așa evenimente în Chișinău? Dumneavoastră credeți că Ceban... Nu, a încercat. Și? A? Și? Eu blocat, De ce a blocat? Întrebarea este, de ce nu s-a blocat? Eu blocat guvernarea. Doamna Rață, încă o dată, dați-i încăroce. SIS-ul este obosit și CNA-ul să le lichidez, așa cum are azi 22 de ani, să facă o structură nouă. Și dați-mi 6 mesiță. Și atunci să mă întrebați de șor, de plăcătniu. Domnul Sat, spuneți-mi dacă dumneavoastră ați încercat în vreun fel să împiedicați aceste evenimente. Și ce măsuri ați întreprins pentru asta? Doamna Rață, eu, de exemplu, dacă vreau ca ceva electorală, să... ea că cântesc cu fălșile inflate și de la dumneavoastră în studio și povesteau că... Iată, șor, unul spune 5 milioane, altul spune 3, altul spune 10, cheltuie pentru Bălți. Eu atunci nu numai așa am vorbit, dar unica probă video documentată, încă o dată documentată, nu de pe Facebook, cum se împărță câte 300 de dolari per persoană, videourile astea au fost publicate de mine. Înțeleg, domnul Sate, dar una este astăzi... să publici video. Așa, dar mai departe, dar stați o leacă. Alta este să-l lași pe șor. Iar să-l lași. Să-l lași, pentru că asta s-a făcut cu concepțământul tăcit a autorităților locale. Iar tăcit. Ce n-am văzut? Doamna Rață, dumneavoastră mă faceți propagandă. Eu nici pe dumneavoastră, nici pe Petcov, nu l-am auzit, nu v-am auzit să ieșiți să spuneți. Noi suntem împotriva acestor evenimente. Încă o dată. Oameni buni, vă atenționăm că acest... Eu n-am auzit. Dar nici n-a să ies. De ce? De atâta că, prima, când se ieșinitează primăria, că fac eveniment pasul, că fac curcanii, că fac șor, încă o dată primăria se înștiințează, da? Între doilea rând, doamnă Rață, eu nu sunt primar și dumneavoastră cu totul tusovca pas, care n-are de ce să nini, tot încercați să ne-l băgați. Că vă spun că aveți un bolnav care trebuie treia palata spravă Gligor, că este la Costiujenia să ajungă. Eu oricum să ajung la putere eu și eu cred că dumneavoastră să veniți odată împreună în studio. Dar lăsați-mă voi, el dacă credeți că a mâncat mult combicorm și s-a băgat injecții, sânflea, haideți. Asta deja e vostru pro-europeschi pacient, nu iese de aici. Da. Și iese care e un om bolnav care nu se lege. Dumneavoastră veniți mai des deja la mine decât Gligor. Doamna Rață, într-un an de zile de 2 ori, dacă dumneavoastră spuneți că e des, ok. 8-3 ori sau 4 chiar. Nu, e drept. Da. Individual, nu știu de câteva ori, chișet ca terpile când la voi... Apropo, Gligor niciodată nu vine singur la emisiune, așa că apreciați. De atât că e partea automat. Haideți să vorbim despre alt fel de colaborări, da? Da. Deci, reparații de străzi, iluminat stradal așa? În Bălți, da. Organizate de către Șor, Marina Tauber. Nu a fost așa ceva, încă o dată. Tot ce s-a făcut iluminatul, deci unica și a făcut, deci tot piața centrală, piața Independență a fost făcut de mine, cu tot cu braț și restul, că era haos în Bălți, nu era nimic. Eu, după cum cunosc, și la BAM, la unul din sectoare, au pus niște ghirlande pe stâlchi. Da. Unii, întrebarea, spuneți, eu trebuie să mă sâclăsc cu gupțele să tai ghirlandele să-mi iei babile? Ce ori... înseamnă asta? Oricine poți duc să spună ghirlande unde vrea să acum? Doamna Rață, dar dumneavoastră... Pentru asta nu trebuie permisiune? Încă o dată, doamna Rață, nu mă gruziți pe mine cu ce, cu ce eu n-am treabă. Încă o dată, deci, partenerii voștri... Domnul Usate, ce înseamnă nu mă gruziți? Dumneavoastră îmi spuneți că... Doamnă Rață, eu vă spun altceva. Candidatul dumneavoastră este primar. Adică dumneavoastră când o să fiți președinte a Republicii Moldova, tot așa să-mi spuneți. Nu mă întrebați de asta, pentru că eu asta nu știu. Nu, că nu mă întrebați, dar doamnă Rață, că dumneavoastră faceți propagandă pas și nu îmi permiteți, încă o dată, și face CNA-ul, SIS-ul și mai eu, ca banii lușor să n-ajungă în țară. Spuneți, vă rog, ați văzut vreo raport, o secundă, autorităților care au toate mandatele și toate pârghiile, care se verifice proveniența banilor la companii care le fac lucrări de țară și așa mai departe. Ați văzut vă unul? Dumneavoastră îmi dați ni de lucru parcă usată, știi, Sherlock Holmes. Nu, eu știu și face. Pur și simplu, eu mă înțeleg. Întrebări față de organele de drept noi le avem și le adresăm. De ce nu opresc? De ce lasă robinetele? De ce șor în continuare? Ia bani din aeroport. Un milion vin încă zece. Înțeleg, da. Astea toate sunt întrebări față de ei. Acum, eu nu pot să vă pun dumneavoastră întrebările pe care trebuie să le pun procurorului general sau CNA-ului, corect? Deci, dumneavoastră mă întreb... Eu vă întreb de ce dumneavoastră, nu personal dumneavoastră, partidul cu candidatul lui care este primar al localității, permiteți lușor permite. Să folosească dumneavoastră în interes de PR dumneavoastră băgați minciunea, mă. Cum dumneavoastră adică minciunea? Câte concerte a organizat anul ăsta șor acolo?
Парада de 9 mai, facă, măcar, 1 iunie. Încă o dată, stop, care da. Parada 9 mai? Doamne, raz, căruși. Haideți, terminați voi cu șeptă pas. Piatra de temelie pentru Heyland-ul de la Belt. Da. Ce e asta? Azi am sunat. Da. Am vorbit și cu autoritățile despre asta. Da. Care zic, băi, am sunat la Belt, am întrebat. Nu a fost depusă nici o cerere, nici am întrebat, zic, dar au fost balele cumva la discuții, măcar pe tema asta. L-am întrebat pe domnul Petcov chiar. Da. Așa. O zis că nu, băi, nu a fost nimic și nu e nici o cerere. Bun. Zic, ok. Acum, acum întrebarea. Uh-huh. Doamne, Raț, este gostroinspecție, ecologie, primărie, nu sunt primărie astăzi, știți că n-are drept să evacueze nici un larioc construit fără niciun act. Ea că cineva noaptea s-a construit o ghiretă, da. Și primarul n-are dimineață. Aduceți-vă aminte că n-a luat Barosa în mână. Se poate adresa către poliție ca să fac asta, nu? A? Se poate adresa la poliție primărie ca să fac primărie? Asta. Da. Cu ce? Că ca să... Ca să... Da, inclusiv asta. Da, deci piatra mea, este instalată pe terenul municipiului da, Belt? Da. Eu, proprietatea și municipiului Belt? Și Vorășel ușor, o secundă. Da. Eu m-am uitat și eu declarat ei. Uh-huh. Am găsit. Ei o zis scurtuți, că... Scurtuți, vă rog, trebuie să mergi la publicitate. Ei fac uh-huh. Nordland-ul. Da. Deci Nordland-ul unii vor să-l facă. O parte de teren a primăriei. Da. O parte a dovedit partidul Gligor să-l vândă înainte de alegeri. Vajna. Așa. Și alta, vopșie, de la Mult-Silva, la stat. Da. Deci, dumneavoastră, ați puteți să abordați întrebarea asta, că chiar asta. Asta azi e o declarație, un populist. Da. Ei ca să vrei să facă așa ceva. Care s-ar putea să le aducă vot. O secundă, doamna Rață, ei trebuie să adreseze, să scriu cerere și vor să facă. Uh-huh. După asta primărie, pe terenul care aparține încă o dată, primărie, uh-huh. trebuie să anunțe licitație, nu merge acolo nici Or, nici Dodon, nici Maia Sandu, că terenul liber care este astăzi. Am înțeles. Proceduri sunt multe, de acord. Da. O scurtă întrebare înainte de publicitate. Da. Din asta puteți garanta că acolo nu o să fie construit Nordland sau cum se când numește? Întrebarea asta a să mi-o dați când eu și eu la guvernare, bine? Ok. Că Damu vă recomand, o las pe Angela Gonța. Are să-mi plăcat calgoși galgeni. Tăieți ghirleandele ușor, faceți și voi o pomană, doamnă Raț. Eu vă dau mașina cu vâșcă, apropo, ca să vă sprijin. Nu, nu trebuiește. Da, deși, dumneavoastră doar luptați cu șor. Nu, da, nu, eu nu lupt cu șor. Da, deși eu pe mine mă trimiteți cu plăscut. Eu lupt cu corupția, astea sunt lucruri diferite. Bun, dacă luptați cu corupția, sprijiniți și dumneavoastră. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim să vorbim și despre Interpol, dar și despre Renato Usat. A revenit în studio, suntem în ultima parte. Dar mai bine emisiunea merge cât eram în pauză. Era, mai... era necenzurată. Haideți să revenim la... De data asta revenim la Renato Usat. Da. Și mai ales pe partea financiară. Uh-huh. Așa. Prima întrebare este, eu n-am înțeles cât a costat contribuția dumneavoastră, care a fost contribuția dumneavoastră la concertul de Hram Orașului Bălț. Foarte mare. Cât de mare? Mare. Iată, primăria au zis că a cheltuit 600 de mii de lei. Da. Cât am cheltuit eu? Uh-huh. 4 milioane plus 1 plus... Ok, cu tot cu stații auto, 10 stații auto moderni. Astea a fost promisiuni. Nu, dar pe ele să deam, iată, stațiile azi au finalizat-o pe 4 din 10 promise. Adică eu la pachetă... Deci tot ce ați promis acolo, da? Plus nu, concert. Nu am promis, dar așa am făcut. Uh-huh. Da, am promis proiect în suma de 4 milioane de lei și concertul primăria a achitat o formațiune și scena, restul, focul de artificii și toți artiștii care au fost în afară de o formațiune. Da, eu m-am clarificat. A cât ați cheltuit? Da, de ce vă interesează? Pentru că vreau să văd dacă sunteți un politician transparent. Nu, dar eu sunt transparent, stop, doamna Rață. Da, nu, transparența nu este cu asta, standarde. Ori uitați-vă. Ești transparent, nu, ori stop, nu ești transparent. Doamna Rață, în primul rând am făcut calcule, dar vă spun că mult am cheltuit, da. Dar cel mai important. Dumneavoastră, în transparență sau netransparență, să mă puteți acuza când? La sfârșitul acestui an, da? Usatei cu contabilul, cu juristul, trebuie să așeze, scrie cheltuielile pentru anul ăsta. Și nu contează, că e hramul la Fălești, că și la Fălești 2 milioane jumătate de lei am proiecte, am dat pentru proiecte. Și dacă dumneavoastră în declarația mea de avere nu o să găsiți cheltuieli pe turism, hramuri, inclusiv concerte și mai nici departe. Niciodată n-am văzut declarații de avere scrit cât cheltuiți pe hramuri. Nu, dar haideți să vedem nu, de data acolo asta. Nu scrie hram, da. Scrie cheltuieli binefacere, uh-huh. proiecte și mai departe. Cum? A ce am okay. Că eu, încă o dată, eu sunt așa de corect în declarații pe venituri și pe avere, că eu, dacă chiar locuiem
în apartamentul privat, nu facem ca Natalia Gavriliță. Era scris că da, apartamentul aparține lui tata, dar beneficiarul sunt eu. Că eu trăiesc real pe dânsul. Pur și simplu, pe timpul lui Plahotniuc le-am făcut atunci contract de dăruire la părinți. Da. Vreau să vorbim un pic. Bun, totuși, ca să încheiem, e vorba de mai mult de 1 milion cât ați cheltuit. De ce? Pentru concert. Eu nu știu, sper că un concert cu Loboda nu costă mai mult de 1 milion, nu costă 1 milion de euro. Loboda, nu haideți, serios. Căruci, mai mult am cheltuit. Mai mult de 1 milion, da, ok. Da. Eu mai vezi știri pentru amăși, breaking news, un sat recunoscut cu cheltuit 1 milion de lei. Dar dumneavoastră știați că Loboda își plătește taxele în Federația Rusă? Doamna Ras, eu am văzut azi postarea dumneavoastră, s-a pazdanie, îmi priznaiți. Da. Doamna Ras, nu, dumneavoastră n-aveți cu ce vă ocupa. Ce înseamnă? Ну, та ще înseamnă Лобода платежки таксери. Я когда прочитал эту дичь, înțelegeți? Не становится проблема cu cei care prefer, fiind susținători ai refugiaților ucraineni. Eu am văzut în presă și au înregistrat afacerile în Federație. Doamna Ras, în primul rând, ei este ucraineană și eu, cât de când s-a început războiul cu Federația Rusă, eu n-am invitat pe nimeni de acolo, clar. Ok, bun. Ea este una din refugiați împreună cu Ala Pugaciova, Maxim Galkin, sunt vecini. Eu nu cred, nu, posibil, uitați-o, stop. Este altă probabilitate. Dumneavoastră știți că eu astăzi achit tax în Federația Rusă? Nu știu. Pe care vă spun. Eu având adică casă, chiar care sunt sub arest. Da. Da. Oare ăștia de la B2 credeți că n-achită? Încă cum le achită? Nică, nu știu, la dânsul și sub arestul. Câți bani plătiți dumneavoastră ca tax în Federația Rusă? Nu sunt. Da, adică nu, eu nu țin asta încă. Dumneavoastră aveți 15 imobili acolo, nu? Am avut mult mai multe, da. Dar ele sunt declarații din 2014. Erau mult mai multe în 2014 când am venit în politică. Și bani, și imobili. Și dar de ce le țineți? Nu, o parte le-am vândut și restul în prezidențial în 2020, când m-a băgat rușul în dosarul cu Platon și Plahotniuc, ne-a pus sechestru, dar mi-a rămas numai casa și o pensiune la râu, adică din... Și pe ele nu le puteți vinde? Că sunt sub sechestru. Da, sunt sub sechestru. Dar dacă n-ar fi sub sechestru, le-ați înstrăina? Eu le-ar înstrăina, sigur că eu după ce am trecut una din zile tot cu a nostru Velichii Măguce Dădon, prin ce au trecut părinții mei alături de mine. Când eu a intrat cineva cu șubote zoioase pe covoare, o scos mama din pat, pe tatăl o scos din pat, l-a aruncat jos, ca să mă duc pe mine, scriu cât primare streacă la pe Seremet. Dumneavoastră credeți că... Știți cum eu am trăit toată viața? Eu încerc să înțeleg dacă dumneavoastră... Eu în casă din Moscova, doamnă Ras, trăiem ca bunica mea, cu bățumuș. Eu avem foarte mult, poate veni niciodată, nu cu el, nu avem uși blindat și mai departe. Și când ne-au tras și ne-au făcut din casă, eu în casă și n-am mai putut dormi. Adică... Da, dar eu vreau să înțeleg dacă dumneavoastră vreți să vă rupeți orice legătură de viață cu Federația Rusă sau nu. Federația Rusă, cu mulți oameni de acolo, nu? Că acolo sunt foarte oameni, mulți oameni buni care ați stem să iasă. Nu, nu, eu am o cunoștință în Federația Rusă. Când eu ieșesc și am dat indicația este... avocaților care au dat start procedurii de anularea cetățeniei mie și a părinților mei, asta e o demonstrare ori nu e demonstrare? Nu. A, nu? Și-o? Da. Cetățenia v-a fost retrasă? Încă o dată. Doamna Rață, dumneavoastră, nu vă rușine ce faci seama. Nu, eu vă întreb, cetățenie... Dar păi întrebați Kremlinul, sunați la Kremlin și întrebați, când a să iei decizia cu anularea cetățeniei? Dumneavoastră, vă pricăliți să murci? Nu, iată, spuneți-mi dumneavoastră care este diferența, dar nu vă supărați. Da? Pur și simplu vă adresez o întrebare. Așa. Între ceea ce ați declarat dumneavoastră și încă nu are finalitate. Eu am să-mi cer scuze că nu o să aibă finalitate. Știți că eu să am curajul. Dacă vă retrage cetățenia, am să-mi cer scuze. Nu, și, stop, dar de ce și stați, că n-am spus paralela cu cine este. Și deputații socialiști cu cetățenie românească. Țineți minte că noi ieșit în Parlament și zic că totuși atac cetățenia. Și a retras cineva dintre ei, a renunțat la cetățenia românească? Încă o dată. Doamna Rasă. Da. Dumneavoastră, iar mă comparați cu Putani și este un lucru foarte grav. Nu, eu nu vă compar cu cineva, eu compar două situații compar. Haideți să faceți atunci, dacă n-ați reușit analitic, măcar după fapt ați vă dat seama. Dar vă spun încă o dată. Eu tare aproape când dumneavoastră mă cumva cu curcanii mă puneți pe același cântar. Ori cu altcineva. Haideți să eu în viața mea. Doamne Raț, я не Louis Vuitton, что вам тут нравился. Раз, doi. Eu azi că fac hramul la Fălești, că cheltui concert la Bălți, important. Eu anul ăsta, știți că pentru anul viitor, cu viza de reședință în Bălți, până ziua de azi, deci din banii care eu am câștigat la moment,
Până la, azi suntem în data de 6 iunie, da? 2024. Iată, în prima jumătate de an, eu am câștigat din imobiliare peste 1 milion de euro. Anul ăsta doar, da? Și asta ar însemna că eu 12% taxă. Так, пунем вот 20 de milioane de lei, chiar să fie mai mult, deci 12%, deci peste 2 milioane de lei, eu la anul trebuie să le dau în bugetul local și mă bucur în municipiul Bălți, că acolo rămân. Deci eu pentru afaceri... N-am înțeles de deci ce pentru rămân acolo. Bani câștigați în altă țară, da. În afara țării. Da. Unde ați câștigat în afara țării? Ați vedeți în declarație. Păi da, spuneți-ne unde da, câștigați. Da, haideți, doamna Raț, poate să vă spun în cune și să vă dau adresa și telefonul, vreți și dumneavoastră 1 milion, ori nu. Dar nu trebuie cu dumneavoastră, faceți de acolo live-uri și noi putem să identificăm după live. Bun, ok. Deci am câștigat peste 1 milion de euro și asta ar însemna că 12% eu trebuie să achit în bugetul Republicii Moldova pentru banii câștigați peste hotare. De ce? Numai dacă îi aduceți aici. Dacă dumneavoastră îi câștigați acolo și cheltuiți acolo, de ce trebuie să... Eu am avut posibilitatea de multe ori în viață, cum eram când achitam 3-4 milioane de lei taxă în Moldova, când aducem cândva banii de la Moscova, și eu făceam un nini, spuneam, tu știi ce bun? Ascunde-le. Eu nu vreau să ascund, eu vreau să achit 12% conform legii, fiind rezident fiscal, anume aici, doamna Rață. Eu țara unii câștig, nu sunt rezident fiscal. Ok. Și eu astăzi vreau să achit peste 2 milioane de lei. Lămuriți-mă, vă rog frumos, cum dumneavoastră asta faceți? Conturi n-ați declarat. Bani pe conturi n-ați declarat. Ei, acolo sunt câteva zeci de mii de lei pe un cont. Da. În rest nu-s. Da. Așa. Deci dumneavoastră ați zis că banii aveți în cash. Încă o dată. Sau în criptovalută, spuneți. Nu, iată, 1 milion de euro. Nu, asta banii zic... care i-am câștigat și trebuie să-i primesc. Acum, care i-am câștigat anul ăsta. O parte i-am primit, o parte trebuie să-i primesc. Așa. Păi cum îi primiți? În cash? Doamna Rață, îi primesc legal. Încă o dată, nu vreau eu să vorbesc despre afaceri. În declarația mea de avere, ați vedeți. Domnul Sate, nimeni nu vrea să vorbească despre afaceri și despre bani. Dar tocmai asta face diferența între un politician deschis și care n-are ce ascuns. Doamna Rață, oare dumneavoastră ați încurcat ploaia, ori eu nu înțeleg. Încă o dată vă spun. Da. Eu ajutați-mă trebuie să merg la, mine și pe oamenii care la inspectoratul fiscal să arăt unde am câștigat eu anul ăsta, peste 1 milion de euro. A dat Dumnezeu mai și 1 milion pe la sfârșitul anului, da? Oricât ar fi acolo. Și eu trebuie să merg la inspectoratul fiscal să arăt în ce țară am câștigat. Că doar noi cu diferite țări avem diferite... Двойному налогообложению. Адика, de... Да, как кто даты, да, какие центро цары, что его партии. А по Молдова какие дифференция, у Ривен, что куда то ламинит. Am înțeles. Bun, notari, am înțeles, dar cum am înțeles. Cum n-ați înțeles, dacă încă o dată dumneavoastră m-a întrebat... Nu, eu nu vă înțeleg bani, de ce, pentru că în declarația dumneavoastră de avere, încă nicăieri dată, banii ăștia nu se regăsesc. Doamna Rață, stop. Trei declarații, m-am uitat. Asta e declarația pe anii trecuți. Dar eu vorbesc de 2024. Adică... 2023 n-ați câștigat bani. În 2023, nu, 2023 am trăit din banii care i-am primit, adică care, care sunt în declarația mea de avere de foarte mulți ani. Pur și simplu, la NII, dacă dumneavoastră când o scoateți de pe site, banii care eu dețin în dolari, euro, lei și mai departe, care au fost aduși în țară mulți ani în urmă, deci ani eu închide, nu eu închid. La mine este, pur și simplu, dumneavoastră vreți să vă dau cecul câți bani am în casă? Ori în care saltare țin, ori... Important că ele sunt în declarația mea anii. Ca anii nu publică, sunați, vă rog, mâine la anii și întrebați, deși la usatei. Și ea vă spui, că eu i-am sunat, că eu credem că e o greșeală tehnică la ei. Da. Și uitat, eu nu vă supărați, tăi ce ține de bani aduși în țară. Da. Pur și simplu este ciudat că dumneavoastră aveți multe conturi bancare, dar banii îi țineți în cash. Cum multe conturi bancare? De unde că n-am câteva conturi, doamnă? Aveți mai multe. Da. Mai un multe cont de salariu care îl avem de la primărie și unul de la partid. Și ciudat că îi țineți banii cash. Eu, de exemplu, nu țin deloc bani cash. Doamna Rață, da. Nu vă supărați, dar din 2014, mai ales că ne ieșăm eu în luna mai și spunem, oameni, de ce să vă rog la bancă și luați-vă banii, că ieri s-a întâlnit filia cu șor și cu plahădniuc? Păi și dumneavoastră nu aveți încredere că sistemul bancar o să... Doamna Raț, haideți dumneavoastră țineți unii vreți pe voștri, dar lăsați-mă măcar pe mine să-i țin unii vreau pe ei. Ok, eu nu vă indic unde să țineți, pur și simplu este mai greu să înțelegi. Doamna Raț, da, că era problemă, că eu tot timpul eram lovit, doamna Raț. Da. Dumneavoastră când ați luptat plăcătniu din studio, da, eu când eram nevoit să fac și contract de dăruire Rolls-Royce-urile, apartamenturile, casele, adică le-am făcut. Da, dacă dumneavoastră credeți că noi n-am avut niciun fel de disconfort luptând din studio cu plahotniuc, dumneavoastră tare vă greșiți. Nu, eu nu asta am spus. Da. Eu am spus că eu am încercat să mă protejați
Că așa era timpul. Ok, am înțeles, dar Plahotniuc nu mai este. Bun, haideți altceva. Cum nu este? Dona... Este astăzi Plahotniuc. Este, dar nu la butoane în Republica Moldova. Dat. Da, el astăzi la butoane este, nu e așa activ cum era chiar pe timpuri, dar asta nu schimbă situația. Clanul tăi să-l aduc și pe Plahotniuc și rest. Lăsați-mă. E, nu știu dacă toți îl aduc, sper să nu-l aduc. Donația asta de 2 milioane opa. De euro. Cum sperați să nu-l aduc nimeni? La butoane, eu de butoane. Eu părăt înapoi în țară. Înapoi în țară, în cătușă, da. Dar la butoane nu, eu sper să nu-l aduc. Vladimir Gheorghe, Mariana Rață хочет вас только в наручниках для доминирования. Дя мой бог. Донация de 2 milioane de... Dar din asta de ce așa e adresat? Puteți să-i scrieți? Da, eu n-am telefonul lui Plahir. Dacă avem, spunem că l-am. Eu încă o dată, eu sunt omul care nu mutește apele în comparație cu tăți care vin la dumneavoastră în studiu. Dar numărul ușor îl aveți? Nu, nu l-am. Da, lui Platon. A lui Platon nu l-am de vreun an jumate, cred. E tot acela pe care l-am. Încă o dată, eu cu Platon când comunicam și m-a întrebat, dumneavoastră ați vorbit cu Platon? Eu zic, da, m-am văzut cu tine. Domnul Rață, eu tot timpul recunosc, nu-mi trebuie nici primul fotografii. Da. Donația asta de 2 milioane de euro. Care este învăluită de atâta mister, da. Doamne ferește, așa. Cineva care este un prieten cu care da. Am avut afaceri, care a murit decedat, așa. Care a susținut presa independentă, noi nu suntem presa independentă, ne-a susținut și pe noi acel acea persoană. Acea persoană? Da. Care ne-a lăsat... Care v-a lăsat 2 milioane de euro, da. Și postul dumneavoastră de televiziune tot. Tot da. L-a susținut. Da? Da, de ce eu nu știu. Dar eu doar nu cunosc cum e pus la voi lucru înăuntru. Dar cum el a susținut postul în televiziune, fără ca eu fiind cofondatoare a televiziunii să știu despre acest lucru. Dumneavoastră, de când sunteți cofondatoare? De la momentul înființării acestei televiziuni. Înseamnă că cum nu știu, situația pasă în țară și dumneavoastră nu știți la televiziune. De cum așa, nu știu. Vreau să vă spun că persoane fizice niciodată n-au donat bani în această instituție. Doamna Rață. Asta pot să confirm. Doamna Rață. Haideți revenim... să lăsăm noi cu prieteni. Da, dumneavoastră știți mai bine, păi dumneavoastră ați dat banii ăștia cuiva care a pus în buzunar? Doamna Rață. Sau poate persoana ce... Nu fost transferuri, ne переживайте. Au fost transferuri. Am verificat noi foarte bine. Da, ладно, și n-am găsit niciun fel de transfer. Da. Dar spuneți-ne cine persoană. Ce așa da. Secret? Dar încă o dată, dar de ce dumneavoastră vă băgați în viața mea? Eu nu vreau să-i pun familia lui împreună. Dumneavoastră ați spus că mi-a finanțat pe noi, deci ne-ați băgat și pe noi cumva în viața dumneavoastră. Nu, eu la rugămintea lui, pe timpul lui Plahotniuc, când era foarte greu și erau probleme la unii reprezentanți presa liberă, l-a rugat pe dânsul să-mi dă niște bani să ajut presa liberă din Moldova. Punct. Ok. Vom o ajutat fără ca să fie în Moldova vreodată. Da. Bine. Nu știu despre așa ceva. Probabil altă presă independentă. Doamne, dar... Ne budite-vă mie Vulcan. Vă rog frumos. De ce? Dar de ce să nu spuneți? Ce, face... l-a făcut o ilegalitate finanțat? Spuneți, cine ne-a finanțat pe noi? Nu încă spuneți dată, încă o dată, doamnă Rață, eu astăzi nu pronunț numele persoane dintr-un simplu motiv. Să nu-i creez probleme membrilor lor de familie care astăzi pot fi persecutați în afară țării. Pentru ce? Că pe dumneavoastră, că v-au dăruit dumneavoastră 2 milioane? Haideți să vă întreb altceva despre mașină, acest... Iac folosesc. Dacă m-a întrebat, de milioane mele, de Rolls-Royce, da, de ce ați scris? Da, nu este. Eu nu sunt persoană publică. Dumneavoastră sunteți. Doamne Rață. Iată, când eu o să mă lăsesc în politic, o să mă întrebați despre toate lucrurile astea. Doamne Rață. Domnul Usate, spuneți-mi, vă rog frumos, cum se face? Eu m-am uitat peste 3 declarații de avere pe care dumneavoastră așa. Le-ați depus anul acesta. Da, așa. Una în calitate de consilier pe anul 2023, da. Una în la încetare mandatului da. De consilier și una ca președinte al partidului. Asta în premieră s-a întâmplat. Da. Ia uitați-vă. Deci declarația de avere pe care ați depus-o dumneavoastră ca și consilier. Da. Ați depus-o pe data de 20.02.2024. Așa. Da, iată, 20, eu... În 2024, așa. În 2024, în februarie. Da. Dumneavoastră indicați aici venituri pe care le aveți, mai multe lucruri, nu declarați nicio donație. Adică? Nu, iată venituri obținute din donații, zero. Uitați-vă aici. Așa. În calitate de președinte al partidului nostru, da. Dumneavoastră depuneți o declarație de avere da. Pe data de, în aprilie, acum mă uit exact pe ce dată, pe 30 aprilie. Anul curent? Anul curent, da. Uitați-vă. Eu vă dau cu șfuiță. Așa. Iată, aici dumneavoastră declarați cele 2 milioane de euro. Așa. Dumneavoastră a spus că donația ați primit-o anul trecut. Da. Păi cum? În declarație din februarie dumneavoastră nu indicați 2 milioane? Dar peste 2 luni deja... Declarația din februarie nu încurcați. Vă explic. Deci declarația asta care dumneavoastră vă referiți din luna 2024... Colegii spun că depășim dacă puteți scurtuți. O secundă. E important dacă ați pornit. Da. Moara.
Значит, декларația asta, doamna Rață, eu indic doar tăt de la 1 ianuarie până în data când i-am depus mandatul de consilier. Că asta eu am scris-o ca consilier când i-am dat demisia din Consiliul Municipal Bălți în februarie 2024. Anul este pentru anul 2023. Doamna Rață, nu, eu credeți că sunt nebun de cap, cum într-o declarație să arăt banii și în alta să ascund. Asta cam pe timpul lui Plahotniuc, păi când da, am adus peste un milion în țară și îi spuneam că mă ating, dumneavoastră ați făcut contrabandă cu 200 de mii. Glumiți cum dacă este 2 milioane în declarație. Ok, am înțeles. Deci dumneavoastră ați depus doar pe câteva luni de mandat. Da, adică și acolo... când îți dai demisia, trebuie să mai scrii încă una. Înțelegi? Okay. Dar asta pe anul trecut... Unii de avere și așa mai departe este indicat, doamnă Răs. Colegii mei, mă rog să vă întreb unde v-ați bronzat. Iar, dar eu dacă așa-s frumușel natural anul împrejur, eu înțeleg, domnule colegii dumneavoastră, iar amuși mă bagă în Dubai și așa mai, dacă eu sunt molițel și nu îmi trebuiește... Și aveți bani, puteți vă duceți în Dubai de câte ori vreți? Doamnă Răs, eu în comparație cu alții, că mă duc în Dubai, că în Maldivii, că în Miami, importanța era de unde, înțelegeți? De asta eu... Calță, nu și spun. Noi să înțelegem de unde. Mulțumesc mult pentru participarea la emisiunile, mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8, urmează știrile în Barosa.